primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru invitația organizatorilor de a participa în calitate de lector la acest congres. În al doilea rând, vreau să vă salut pe toți cei care sunteți alături de organizatorii congresului, alături de mine și ascultați, audiați această conferință. Îmi pare rău că nu pot să fac salutul direct, că nu putem să schimbăm priviri, zâmbete, să ne observăm reacțiile reciproc. Și sper ca această situație să nu dureze la nesfârșit. Cu această scurtă introducere, aș vrea să intru direct în prezentarea conferinței mele. Vreau să vă spun că pentru mine este o premieră să vorbesc pur și simplu în această manieră, pregătind o conferință înregistrată, dar respectând cerințele organizatorilor congresului, am făcut acest lucru. Este posibil să mai am unele derapaje pe care vă rog să mi le iertați. Aș avea nevoie de un F5 ca să vedem pe tot ecranul, da? Sigur că am alături de mine un tânăr, fost student care mă asistă din punct de vedere tehnic, pentru că, din păcate, eu nu stăpânesc încă această tehnică și parcă nici nu mi-aș dori. Tema de astăzi este stomatologia pediatrică, pedodonție, cum o numim noi pe scurt, în anul pandemic 2020. Tema, evident că am ales-o cu bună știință, ținând cont de toate evenimentele prin care am trecut în anul care tocmai s-a încheiat. Am ales această primă imagine care să ilustreze stomatologia pediatrică, pedodonția în contemporanitate, plecând de la o carte care mie mi este foarte dragă, acest tratat de stomatologie clinică și terapeutică, a apărut în editura medicală, tipărit cred că în 1956, tratat în care pedodonției îi este alocat un singur capitol. Sigur că știința pedodontică a avansat pe de o parte datorită cunoștințelor acumulate în urma rezultatelor cercetărilor oferite de științele fundamentale, fie că ele au fost de histologie, că au fost de fiziologie, că au fost de biochimie. Pe de o parte, pe de altă parte, datorită progreselor înregistrate în privința tehnologiei, a ingineriei, a perfecționării materialelor de obturație. Și plecând de la acest tratat și de la acest capitol, mă refer la literatura română, sigur că s-a ajuns în anii care au trecut la cărți dedicate pedodonției și în ultima perioadă chiar la capitole dedicate, câte o carte pentru câte un capitol de pedodonție. Iată numai câteva apărute în literatura română de specialitate. Iată și cartea Anei Fuchs, dedicată patologiei pulpare la dinții temporari și la dinții permanenți tineri. Selecția a fost făcută pur și simplu la întâmplare. Sigur că am pus numai câteva dintre cărțile pe care le-am avut la îndemână și am putut să le fotografiez. Mă voi axa, așa cum am făcut-o și în ultimii ani, în special pe caria dentară, ca afecțiune, sigur, care deține frecvența cea mai mare, nu numai în pedodonție, ci în întreaga stomatologie, pentru că ea ne preocupă cel mai mult, pe de o parte datorită frecvenței, așa cum spuneam, și pe de altă parte datorită faptului că este afecțiunea pentru care cei mai mulți pacienți se adresează cabinetelor de stomatologie. Și voi enunța numai câteva dintre conceptele actuale care se
s-au pus și sunt puse încă pe tapet, s-au pus pe tapet începând, să zicem, de acum vreo 10, poate 15 ani și despre care poate am mai vorbit cu ocazia diferitelor conferințe pe care le-am ținut fie în cadrul Congresului UNAS, fie chiar în cadrul Congresului Universității Apolonia sau la diferitele simpozioane la care am fost invitată în țară. Și anume, aceste concepții despre care voi vorbi foarte pe scurt, cuprind în primul rând concepția despre faptul că boala carioasă este o boală cronică mediată prin biofilm, că este un proces continuu, deci nu va fi eradicat acest proces de carie, adică întotdeauna vor exista condiții care să ducă la apariția cariei, motiv pentru care trebuie să facem o depistare precoce. De asemenea, odată depistată precoce caria incipientă, trebuie făcută o supraveghere activă. Un alt principiu despre care se discută și se încearcă a fi introdus, și cred că chiar a fost introdus în cea mai mare parte a practicienilor, la cei mai mulți practicieni, este folosirea tratamentelor neinvazive și nu în ultimul rând o abordare biologică în timpul tratamentelor proceselor carioase, atât la dinții temporari cât și la dinții permanenți. Le iau operând în foarte mare viteză, ca să spun așa. Primul concept despre care vă spuneam era legat de faptul că se consideră că boala carioasă, caria dentară, este o afecțiune necomunicabilă, care este mediată prin biofilm, deci prin floră bacteriană, și de asemenea că este un proces continuu. Această imagine am mai pus-o eu la câteva prezentări. Este vorba despre o asociație care militează pentru o carie, o societate fără carii, leziuni carioase cavitare, începând cu anul 2026. Utopie, spuneam eu la un moment dat, cel puțin din punctul de vedere al nostru în România. Și voi descrie puțin aceste aspecte. Boala carioasă mediată prin biofilm. O esență a acestei idei este că, până la urmă, lăsând la o parte toți acești factori care sunt implicați în producerea procesului de carie, foarte important este ca să existe un echilibru în cadrul florei bacteriene de la nivelul cavității bucale, să existe un echilibru între flora saprofită, așa numitele, ca să folosim termenul englezesc, așa numitele bacterii bune, în comparație, un echilibru deci între aceste bacterii bune, flora saprofită, și bacteriile bad bacteries, bacteriile rele, adică flora bacteriană patogenă. Câtă vreme reușim să menținem un echilibru între aceste două elemente foarte importante, reușim să facem ca procesul carios să stea departe de cavitatea bucală. În momentul în care acest echilibru se strică, atunci sigur că o să apară boala carioasă, acel proces care spuneam noi că este un proces continuu. Sigur că pentru a ține echilibrul se intervine pe diferiți factori despre care am vorbit cu alte ocazii. În primul rând, controlul igienei, controlul modului în care se face alimentația, atitudini, cunoștințe, educație. Deci o mulțime de factori asupra cărora trebuie să intervenim ca să ținem acest echilibru între bacteriile rele și bune în echilibru. Adică să împiedicăm apariția demineralizării, iar atunci când am constatat că acest proces de demineralizare apare, deci constatăm o leziune incipientă de carie, prin controlul factorilor asupra cărora putem interveni, să se producă procesul de remineralizare, adică de reversibilitate a carierii. Și deja am anticipat acest nou slide, proces carios continuu. Asta înseamnă că va trebui să depistăm precoce leziunea de carie incipientă, acea pată albă despre care deja se știe foarte mult, white spot-ul. În momentul în care o observăm, este bine ca să facem o supraveghere activă, să vedem dacă acest proces incipient evoluează sau nu și în funcție de aceste situații să știm asupra căror pârghii să putem interveni ca să stopăm procesul de demineralizare și să favorizăm remineralizarea.
Adică exact ceea ce am scris aici, să se oprească sau să se încetinească evoluția cariei în stadiul incipient. Toată această activitate de supraveghere și de intervenție asupra leziunii incipiente trebuie, de fapt, de alegerea mijloacelor de oprire sau de încetinire a evoluției, trebuie să o facem în funcție de riscul individual al fiecărui individ la carie. Și de aici s-a dezvoltat conceptul minim-invaziv. Concept minim-invaziv, deja am enunțat câteva dintre principii, dar iată, în JADA în 2003 au fost punctate elementele importante ale acestui concept minim-invaziv, și anume depistarea precoce, aprecierea riscului individual la carie, intervențiile nechirurgicale, adică orice tratament care se efectuează, bine ar fi să se facă fără a se interveni cu îndepărtarea de structură dură, sau în momentul în care este necesar să se intervină asupra structurilor dure, să se facă o abordare modificată, cât mai parcimonioasă, în așa fel încât să se pregătească cavități mici, să se folosească materiale adezive, deci pentru a se evita extensiile acelea mari și pregătirea cavităților retentive, iar în cazul în care se constată că apar deficiențe, cel puțin marginale la obturații sau alte mici deficiențe, să nu se îndepărteze neapărat obturația, ci să se facă o reparare, o corectare a acestor defecte. La asta am mai povestit și cred că chiar și la Congresul de la Polonia, în 2015 la Bruxelles, a fost un seminar interim, deci un seminar între, dacă vreți, 2 ani mari de congrese ale Academiei Europene de Stomatologie Pediatrică, seminar și workshop, la care s-a discutat foarte mult despre carie incipientă și ceea ce trebuie făcut în legătură cu această carie incipientă. Eu aș vrea să mă opresc numai asupra câtorva aspecte, și anume, importantă este detectarea vizuală a cariei pentru a se pune diagnosticul, iar în momentul în care nu este suficient, există, să zicem, semne de întrebare, că dintele respectiv nu este indemn, că ar fi o carie incipientă, dar care nu este evidentă examenului vizual, de exemplu, cum este situația cariilor aproximale, să se recurgă la un diagnostic suplimentar. Radiografiile bite-wing, iată, sunt niște radiografii utile în această situație, plus că mai sunt o serie întreagă de device-uri, de dispozitive imaginate care pot să ajute diagnosticul. Deci important este să se facă controlul acela periodic despre care spuneam și depistare cât mai precoce. Și e simplu, stabilim că dintele este intern, ce facem? Vom merge în continuare cu activitățile de prevenire, cele cunoscute. În cazul în care dintele prezintă leziune cavitară, vom discuta imediat ce vom face, dar dacă este nu cavitară, carie incipientă, dar dacă este leziune cavitară, sigur că intrăm în alt domeniu. Dacă este însă carie incipientă, iată, sunt aceste tehnici non-micro-minim-invazive pe care le-am pomenit cu altă ocazie. În cazul în care sunt totuși leziuni cavitare, după scorul ICDAS, deci ne găsim deja în dentină, cu distrucția coronară până în dentină, până în treimea medie a dentinei sau chiar până în apropierea camerei pulpare, se recurge la metodele convenționale de tratament, cele pe care noi le cunoaștem, pregătirea de cavități în esență și obturarea lor, dar există și metodele alternative. În cazul fie că nu putem aplica metodele clasice sau ca să verificăm de fapt dacă diagnosticul de carie simplă este cel de certitudine de la început sau dacă avem semne de întrebare asupra stării pulpare. Și atunci putem să recurgem la metodă alternativă pentru o perioadă de timp ca să vedem care este evoluția ulterioară. Metodele alternative le-am mai pomenit, le știți, tehnica ART, tehnica HOL, obturațiile, acele coafaje indirecte, practic, ca să folosim termenul românesc, aplicarea de SDF sau tehnica SMART, deci o tehnică ART modificată cu
este F. E, sigur că la toate aceste tehnici, în special aceste metode alternative, o parte dintre ele, se înscriu în categoria metodelor biologice de abordare, de tratament a procesului carios, adică acele metode biologice care recurg la cât mai puțină îndepărtare de structură dură și la stimularea modalităților de apărare din partea pulpei în privința remineralizării dentinare. Și aceste metode, ca să le mai enumăr o dată, îndepărtarea selectivă sau parțială a dentinei alterate și acoperirea cu material de obturație provizorie, tehnica stepwise, lăsarea chiar pe loc a dentinei alterate sau tehnica Hall. Tehnica Hall, despre care am mai vorbit, acoperirea cu coroane metalice a dinților temporari, în special a molarilor, fără a se interveni asupra țesutului cariat, condiția fiind ca să nu existe semne de îmbolnăvire pulpară, iar procesul carios să nu fie chiar foarte profund, adică chiar până în iminența deschiderii camerei pulpare. Am să vă arăt aici comparativ rezultatele unui studiu multicentric făcut, de fapt au fost două centre universitare din Marea Britanie, în care s-au făcut studii privind metodele de tratament legat de leziunile carioase cavitare, evident fără inflamație pulpară tradusă sau trădată prin semne clinice, și anume s-au făcut tratamente convenționale, deci pregătire de cavități în mod obișnuit și obturația acestora, s-a recurs la tratament biologic, adică nu s-a îndepărtat în niciun fel țesutul carios, țesutul cariat. Tintele sacului, este vorba de tehnica Hall, deci tintele a fost acoperit cu coroană metalică, iar în ultima imagine, nu mă descurc deloc cu pops, iar în ultima imagine, iată, s-a făcut numai tratament preventiv, adică s-a îmbunătățit tehnica de periaj, s-a făcut controlul dietei, deci sfaturi pentru o dietă corespunzătoare și de asemenea s-a recurs la sigilări și la aplicații topice de lac fluorurat. Aceste studii mi se pare că s-au desfășurat în paralel, deci în cele două centre universitare. Pacienții au fost, am impresia, urmăriți o perioadă de 2 ani de zile și la evaluare s-a observat că nu au fost diferențe între rezultatele obținute în timp în situația în care s-au folosit metodele de tratament convențional față de situațiile de centru universitar în care s-au folosit numai metodele acestea de management biologic, adică de neintervenție aproape deloc sau deloc asupra procesului carios. Și ăsta a fost motivul pentru care, până la urmă, s-a pus întrebarea, oare este bine să considerăm vechea paradigmă că orice proces carios este însoțit întotdeauna de proces inflamator pulpar? Știți că noi spuneam că orice proces de carie atrage după sine o inflamație cronică pulpară. Deci ar fi bine să recurgem la această paradigmă sau să renunțăm la ea? Și răspunsul ar fi că poate că ar fi bine să renunțăm la această paradigmă, ar fi bine să, în condițiile acestea, să recurgem la tratamentele acestea de tip biologic, deci cât mai parcimonioase de abordare a procesului carios și evident să ne calăm foarte mult pe tratamentul grupelor de populație dezavantajate din societate, asupra acelor grupe care au stare socioeconomică redusă. Și în susținerea abordării biologice, aș veni cu două argumente importante pe care le-am mai spus de altfel și cu altă ocazie, dar acum se leagă de problema pe care o tratez astăzi. Este vorba despre ceea ce se știe
la ora actuală. De fapt, se știe de ceva vreme despre dentină și despre structura dentinei și despre noile materiale bioactive care deja sunt introduse în practică. Legat de ceea ce se știe despre dentină este că ea nu este o matrice inertă, că ea reprezintă un cocktail de molecule bioactive. Aceste molecule bioactive fiind niște proteine necolagenice care sunt secretate în perioada de odontogeneză, deci în timpul dentinogenezei primare, care rămân inactive în dentina gata formată și ele sunt eliberate parțial în procesul de demineralizare declanșat, de exemplu, de carie. În momentul în care aceste biomolecule sunt eliberate din, dacă vreți, din închisoarea dentinei dure prin procesul de carie, ele acționează cu biosemnale, prin biosemnale asupra odontoblastelor, influențându-le direct supraviețuirea și contribuind în felul acesta la formarea, la remineralizarea dentinei cariate care rămâne, iar în cazul în care se realizează deschiderea camerei pulpare prin evoluția procesului carios, să contribuie, să stimuleze diferențierea unor celule asemănătoare odontoblastelor, care la rândul lor să producă țesut dur care să închidă comunicarea dintre camera pulpară și procesul carios. În privința biomaterialelor, se știe foarte bine că ele provoacă un răspuns biologic specific la interfața cu țesutul dur, creează chiar niște legături chimice pe de o parte și pe de altă parte și ele trimit semnale privind spre pulpă și către odontoblaste. Sunt recunoscute efectele glasionomerilor, în special a celor din ultimile generații, precum și a cimenturilor pe bază de silicat de calciu. Iată, aici este celebra biodentină deja de acum. Aceste materiale au în felul acesta potențial de biomineralizare a dentinei și de asemenea pot să constituie foarte bine înlocuitori ai dentinei. Deci acestea fiind zise despre stadiul actual al stomatologiei pediatrice în ceea ce înseamnă procesul carios, caria în special care nu se însoțește de procese acute, clare de inflamație pulpară sau de mortificare pulpară, ajungem și la anul pandemic 2020, an în care evident că ceea ce s-a știut s-a continuat sau se continuă și acum din punct de vedere al activității noastre. Anul a debutat într-o veselie totală, când cred că mai nimeni dintre noi nu se aștepta la ce va urma. Și acum, pregătind această conferință, m-am întrebat, oare acest an 2020 ne-a adus vreo oportunitate? Ne-a creat niște provocări? Sau a fost un an catastrofic? Pe aceste trei idei voi dezvolta cele ce urmează în câteva minute. Hai să vedem în ce măsură anul pandemic 2020 ne-a adus oportunități. Ne-a adus oportunități pentru că volens nolens, iată și acum de fapt, și suntem în 2021, au existat, s-au organizat o multitudine de manifestări științifice online, chiar mai multe decât care au depășit cu mult numărul de manifestări științifice care ar fi fost programate în mod obișnuit. Aceste manifestări online au permis o accesibilitate rapidă și mai largă pentru informarea corectă a colegilor noștri stomatologi și de asemenea le-a oferit și posibilitatea reaccesării unor conferințe în măsura în care timpul liber le-a permis sau interesul le-a fost captat mai special asupra uneia sau alteia dintre temele abordate. Voi arăta câteva dintre manifestările de anul trecut. Iată, aceasta a fost ultima, dacă vreți, ultimul congres al Apoloniei, cel de la sfârșitul februarie anul trecut, congres care s-a desfășurat în condiții
față în față și vedeam ce reacție aveți dumneavoastră în momentul în care vorbeam acum, nu-mi dau seama în ce măsură vă captez interesul sau nu. Sigur că a fost și o secțiune dedicată pedodonției. Acesta a fost ultimul simpozion al Asociației Medicilor Stomatologi din municipiul București, care a fost organizat tot fizic, tot în februarie, după care a început marea provocare cu aceste congrese. Iată, congresul Asociației Europene de Stomatologie Pediatrică, care trebuia să se desfășoare la începutul iulie la Hamburg, a devenit un congres online. Au fost, IAPD-ul a organizat o mulțime de webinare, de asemenea un congres virtual care s-a bucurat în luna septembrie de un real succes. Iată și congresul NASului, care s-a desfășurat tot sub formă online. Aș vrea să vă subliniez că datorită acestui an în care s-a lucrat foarte mult online și s-a stat mult acasă, IAPD-ul, deci Organizația Internațională de Stomatologie Pediatrică, prin bordul lui științific, a elaborat o serie de recomandări. Iată, recomandări în urma unui consens asupra unor probleme, cel puțin pentru anul 2020, 8 dintre aceste probleme au fost dezbătute și s-au publicat recomandările în urma consensului, cu specificarea că aceste recomandări nu își doresc să fie niște ghiduri, ci pur și simplu să faciliteze excelența în îngrijirea copiilor la nivel global, prin faptul că pun aceste recomandări la îndemâna practicienilor, lucrurile care sunt foarte clare legate de diferitele aspecte. Aceste aspecte deci au vizat aprecierea, atitudinea, managementul cariei, nu-mi place cuvântul management, deci atitudinea în procesul carios în funcție de tipurile de carioactivitate, folosirea fluorului în prevenirea cariei, managementul în caria dinților temporari și despre acestea voi vorbi în cele ce urmează, principiul minim invaziv și alte câteva pe care le găsiți foarte bine pe internet dacă accesați pagina IAPD-ului. Legat de prima recomandare, managementul carial în funcție de riscul de carie, iată, sunt trecute tipurile de riscuri de carie, risc scăzut, moderat și ridicat, indicatorii respectiv, pe care teoretic cred că îi cunoașteți. Apoi, modalitățile de diagnostic, cum se apreciază diagnosticul sau cum ar trebui să facem noi controalele atunci când considerăm că un pacient este cu risc scăzut la carie. Adică ar trebui să-i facem un control odată la un an și un control radiografic, apropo și de depistarea acelor leziuni incipiente care se găsesc cele proximale pe care nu le putem detecta vizual, deci acest control la 12, deci la un an, 2 ani. În cazul în care se apreciază că pacientul prezintă risc moderat, controlul rămâne tot la un an, dar intervalul de radiografic rămâne tot 1-2 ani. În schimb, la pacienții considerați cu risc crescut, examinarea, iată, crește. Se recomandă cam o examinare la un interval de 3 luni, un control radiologic la 6 luni și, de asemenea, o analiză serioasă și un control asupra modului în care pacientul se alimentează. Ca măsuri preventive, aș vrea să remarcați că, indiferent de tipul de carioactivitate, se recomandă periajul cu paste fluorurate de 2 ori pe zi, evident cu concentrația de pastă folosită în funcție de vârsta copilului și de concentrația de fluor din apa potabilă. De asemenea, tot la toate cele 3 tipuri de carioactivitate se recomandă sigilări. În plus, în cazul în care se consideră că există risc moderat, se adaugă la aceste două
deja indicații, aplicații profesionale topice de floră, special preparate de tip varniș, lacuri, la fiecare 6 luni. În schimb, în timpul la pacientul care are o activitate crescută, aceste aplicații profesionale să se facă o dată la 3 luni, deci mult mai des. Practic, la fiecare control să se facă și o asemenea aplicație profesională. Și în plus, la pacienții cu risc crescut să se aplice, să se facă un periaj cu geluri fluorurate cu concentrație foarte mare, dar numai la pacientul care își poate controla mai bine modalitatea de a nu înghiți, deci la pacientul mai mare de 6 ani. În ce înseamnă atitudinea terapeutică, tratamentul la pacienții cu risc crescut, scăzut, nu se face niciun tratament decât prevenția clasică, primară. La cei cu risc moderat se supraveghează cariile acelea incipiente despre care v-am spus și se intervine în momentul în care se consideră că ele se pot activa. Se vehiculează ideea folosirii SDF-ului, iar în cazul pacienților cu risc crescut, sigur că afară de SDF care să controleze progresarea leziunilor de carie, să se poată recurge și la intervenții clasice în funcție de situația clinică respectivă. În privința consensului legat de managementul la leziunile cariilor la dinții temporari, la acestea, sigur că după ce se precizează în recomandări faptul că ele sunt, cariile acestea sunt foarte frecvente, că presupun cost crescut, au impact asupra pacientului, asupra părinților și eu zic că nu în ultimul rând și aglomerează cabinetele de stomatologie. Sigur că managementul este cel clasic, prevenție primară, secundară, terțiară. Aș vrea să mă opresc puțin, să subliniez, de fapt, afară de lucrurile pe care le știți și care sunt trecute aici, despre periaj, periajul cu paste florurate și să reiterez ideea care se vehiculează de mai multă vreme, și anume că pasta de dinți trebuie să conțină cel puțin 1000 de ppm, deci părți pars per milion, 1000. Numai că această pastă în concentrație crescută trebuie făcută această mi se arată din regie, nu, aș vrea să-mi arătați, au trecut 30 de minute, da, e în regulă, atunci o să mă grăbesc puțin. Deci numai că cantitatea de pastă trebuie reglată atât cât trebuie, pea-sized, boab de orez sau mai mult, în funcție de vârsta copilului. Aș vrea să vă mai arăt că la prevenția terțiară se vorbește foarte mult de SDF, de colaborarea interdisciplinară și, nu în ultimul rând, de capacitarea organismelor, dacă vreți, și administrative, guvernamentale, chiar în așa fel încât să se atragă atenția asupra consumului de zahăr, aportului de zahăr și reducerea acestui aport. Despre metodele minim-invazive există acel consens. Am schițat aici numai principiile de bază, despre care deja am amintit. Legat de consensul privind preparatele florurate, v-am precizat 1000 de ppm, dar la copiii cu risc la carie, aplicații profesionale locale cu fluor în concentrație de 5%, geluri cu flor de 1,23%, iar la cei cu care e activitate crescută, acele periaje cu concentrație crescută de gel florurat de 0,5%. Anul pandemic 2020, ca provocări, ne-a adus foarte multe provocări. De ce?
pentru că a trebuit să controlăm modul în care noi transmitem, noi ca profesioniști transmitem boala sau în ce măsură boala ne este transmisă la nouă, legat de implicațiile clinice care au decurs de aici, provocare legat și de cadrul legal și economic în care ne-am dezvoltat activitatea, lucruri care s-au discutat, iată, și la congresul EAPD-ului care ar fi trebuit să fie direct desfășurat la Hamburg. Provocările multiple au fost pentru întreaga masă medicală, atât personal medical cât și pacienți. Au fost perioade cu multe restricții pe care le știți foarte mult, în care activitatea a fost fie oprită, fie restrânsă foarte mult, mergându-se chiar până la rezolvarea doar a urgențelor și doar în unele unități medicale. Pentru pacientul, pentru asistența pedodontică, impactul a fost negativ, atât asupra pacientului copil în general, cât și asupra pacientului cu nevoi speciale în particular, datorită restrângerii activității, datorită faptului că au fost întrerupte vizitele regulate la cabinet, s-a întrerupt comunicarea directă cu copil, dintre medic și copil, au apărut complicații ale afecțiunilor existente deja, pentru că nu s-a putut interveni datorită restrângerii manoperelor stomatologice. Despre pacientul cu nevoi speciale, că spuneam că impactul poate a fost și mai mare asupra lui, se știe că prezintă multe afecțiuni stomatologice, are nevoie de multe îngrijiri medicale, inclusiv îngrijiri în privința cariei dentare, lucruri care au fost dezbătute în situație care a fost dezbătută și în cadrul Congresului UNAS din toamnă, situație care a fost dezbătută și la Congresul Universității de Medicină și Farmacie din București, tot din toamna aceasta, congres care a avut chiar o secțiune dedicată asistenței orale speciale în stomatologia pediatrică, secțiune la care au participat lectori din România, Turcia, Italia. Ce soluții de necesitate s-au folosit în acest an pandemic? Păi, prima soluție, telemedicina. E o soluție până la un punct. Tot prin intermediul ei, dar și prin intermediul telefonului, iată aici o imagine, consultație prin telefon, recomandări pentru îngrijirea la domiciliu. De asemenea, răspândire de materiale publicitare educative. Iar în cabinet, sigur că a trebuit să se recurgă mult la tratamentul minim invaziv, la acele metode non-chirurgicale despre care deja am pomenit în prima parte a prelegerii. Telemedicina, telestomatologia a fost un subiect care de fapt s-a aplicat în tot anul respectiv, se aplică și în continuare, dar la congresul EAPD de la Hamburg s-a discutat și despre această telestomatologie, precizându-se că ea reprezintă, dacă vreți, o modalitate de a îmbunătăți virtual, nota bene, îngrijirile orale și de asemenea de a furniza pe acea cale aspecte legate de educație. Aceasta, într-adevăr, este eficientă, se poate face. Restul cu asistența chiar direct așa, în sfârșit, sunt oarece probleme care nu se pot rezolva doar prin tele, prin la distanță. Îngrijirile la domiciliu, sigur că sunt foarte bune și ar trebui să fie o metodă, îngrijirea la domiciliu să fie o metodă care să fie răspândită cât mai larg, nu pentru că a fost anul pandemic și încă ne găsim într-o situație delicată din acest punct de vedere, dar și pentru viitor. Subiectul respectiv a fost prezentat de colega noastră Alina Vineran în cadrul congresului UNAS din toamnă și este o militantă acerbă pentru această instituire de îngrijire la domiciliu, adică să devină pe scară largă o modalitate. Iată și platforma OSCAR. Este o platformă lansată tot la inițiativa doamnei dr. Vinereanu, platformă care
Înseamnă Oral Special Care Academics Resources. Este un proiect Erasmus la care participă mai multe țări. România, Franța, Italia, Turcia. Și proiect care este dedicat atât profesioniștilor cât și părinților în ideea de a ajuta la cunoașterea modului de îngrijire al afecțiunilor, diferitelor afecțiuni stomatologice la pacienții cu nevoi speciale. Deja pe platforma care se găsește pe internet sunt postate o mulțime de afecțiuni și semne clinice și atitudine terapeutică. De asemenea, se adresează și părinților, părinți care primesc, deja pe platformă se găsesc filmulețe de educație despre îngrijirea copiilor respectivi. În plus, tot pe această platformă sunt postate și indicații cum să se facă, cum părintele să știe să facă o fotografie corect pentru a putea copilului respectiv, pentru a transmite o fotografie cât mai clară medicului pentru consultația la distanță. Iată aici un exemplu. Ca metode educative au fost organizate o serie întreagă de webinare la care a participat și Asociația Națională de Stomatologie Pediatrică alături de Colgate. De fapt, campania a fost organizată de Colgate și de Crucea Roșie. Câteva imagini, alte imagini, altele, filme și pliante de asemenea care s-au distribuit, sigur că atât cât s-a putut în condițiile de contact cât mai redus. Și atunci, ca să închei, pentru că deja am depășit termenul, timpul alocat, mă întreb, a fost o catastrofă? În orice caz, sigur putem să spunem că acest an a fost o piatră de încercare pentru noi toți, indiferent că suntem stomatologi, că tratăm copii sau că suntem pur și simplu persoane, indivizi. A fost însă un an în care au dispărut mari personalități ale stomatologiei pediatrice, atât din România cât și din străinătate. Aș aminti dispariția profesorului Mircea Rusu de la Iași, a profesorului Alexandru Ogodescu. Aș aminti dispariția profesorului Gins Andreasen, dacă vreți, cel care a militat atât pentru traumatisme și a lăsat o literatură întreagă și sfaturi întregi privind traumatismele dentoparodontale, dispariția Annei Elena Halunsten, care a militat foarte mult pentru tipurile de anestezie folosite în stomatologie. Și atunci nu pot decât să mă întreb, uitându-mă la această pictură a lui Picasso și la această pată galbenă, Ce ar urma să facem? Să considerăm că aceasta este doar o simplă pată galbenă sau să considerăm că această pată galbenă de fapt reprezintă un soare către care dorim să ne îndreptăm, un soare care să ne lumineze, o societate în care să trăim normal, cel puțin ca înainte, dacă nu mai bine. Și de ce? Ca să avem puterea de a îngriji prichindeii, putere care stă în noi, prichindeii pe care trebuie să nu-i neglijăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, au fost numai niște gânduri, sigur că nu au fost foarte multe noutăți, dar poate că totuși niște teme de meditație există. Să sperăm în vremuri mai bune din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc încă o dată. La revedere!